Tu n-ai fost unul dintre preferații lui și cred că nu greșesc. În prima parte nu, după aia da. Da. Ce s-a întâmplat de devenit? Nu, felul meu de a fi, cum am spus, a la long și la, ai numai de câștigat. Dacă ești un băiat sincer și dacă spui lucrurilor pe nu ai cum să pierzi pe termen lung. Pierzi pe termen scurt, probabil. Dar lui îi plăcea chestia asta, că ne tachinam. Când venea în vestiar, spunea ceva și începeam eu să vorbesc. A, iar tu, ia hai, du-te la echipa a doua. Dacă îmi vedea și suna la echipa a doua pe Leo Strizu și îl întreba, bă, ce face ăla? Păi aleargă pe copiii ăștia cu trei ture, îi lasă în spate. Și încearcă și vorbește cu ei și educă și astea. De asta zic, adică eu mereu mi-a plăcut, unde sunt, nu contează, Liga a doua, a treia, a șaptea, să-mi fac treaba profesionist. Cum aș face-o dacă aș juca la Real Madrid. Și atunci lucrurile astea te ajută. Per total, pentru că și când nu joci, poți să faci două lucruri, da? Când nu joci titular la o echipă. Poți să încerci prin antrenament, zi de zi, să fii mai bun, să vadă antrenorul să spună, bă, dar ăsta vrea, chiar vrea, hai să-l bag. Sau să ai o lehamete de aia, păi stai bă, că eu nu joc, că uite, joacă toți ăia pe postul meu, antrenorul are ceva cu mine, femeia de serviciu are ceva cu mine. Și lamentându-te, clar că nu vei fi pregătit când o să joci, că n-ai cum să fii pregătit. Și mereu spunem că toată lumea are ceva cu noi, că unde mergem, că antrenorul ne iubește, că are ceva ăla cu noi. Și atunci de asta nu. Dar, da, revenind la relația cu Gigi Becali, a fost senzațională. Țin minte, la un meci, jucam un meci la Vaslui și a zis lui Walter Zenga, dacă joci cu Lovin, te dau afară sau ceva de genul ăsta. Și m-a băgat titular Walter era și el o fire de asta, nu-l puteai stăpâni. Și câteodată se făcea exact în ciudă. Și nu știu, fusese un scandal după meci și erau atunci la gazetă, era Mierlă, erau caricaturile lui Mierlă, nu știu dacă mai sunt acum. Da. Și țin minte că aveam acolo o caricatură, eram cu Geamantanu și era Borna de pe șosea Bacău, 280 de kilometri și AMR, cât mai am. Am mai rămas 5 zile și mă trimit ăștia acasă cu valiză. Da, iar după aia, tocmai de asta spun, jucând mereu cu toți antrenorii, făcându-mi treaba, a început să mă iubească. Și chiar la un moment dat, când am plecat de la Steaua, mergea foarte prost Steaua în perioada aia când am plecat și a spus o chestie, chiar m-a făcut să râd la timpul ăla, adică că Lovin era pentru noi cei machelele pentru Real Madrid, ținea tot mijlocul acolo, acum că a plecat, e dezastru. Deci, într-un final, am rămas în relații ok. Acum sunteți în relații ok? Da, am rămas în relație ok și prin prisma transferului pe care le-am făcut la Steaua. Gigi Becali, dacă știi să-l iei, este un om deosebit. Eu consider că toți oamenii care se duc și muncesc acolo își asumă și tocmai de asta sunt acolo, pentru că tu știi la ce te duci. Adică nu poți să spui acum, domnule, mă duc eu și-l schimb pe Gigi Becali. Nu. Te duci și accepți. Dacă nu accepți, stai acasă, cum stau eu. Pe canapea.